Societatea care furnizează apa și canalul la Curtea de Argeș și al cărei unic acționar este Consiliul Local, nu mai are administrator de la sfârșitul lunii iunie. Miercuri, cel care a ocupat această funcție până pe 30 iunie, Gabriel Nastea, a convocat adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru ca societatea să intre în legalitate. I-am convocat pe 18 din cei 19 membri acționari, reprezentanți ai acționarului. Adunarea generală extraordinară este valabil constituită dacă la data convocării acesteia sunt prezenți acționarii reprezentând 3 sferturi din capitalul social, iar hotărârile sunt luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, adică hotărârile se iau cu 10. Discuțiile pe marginea activității societății Aquaterm au fost numeroase, cele mai multe în contradictoriu și pline de acuzații aduse societății, dar și administratorului. În 2019 ne așteaptă o perioadă deosebită grea. Asta vreau eu să știu, în ce stadiu ne aflăm cu autorizările. Această societate trebuie restructurată din temeliile temeliilor. Acolo sunt niște oameni care fac o societate. Și cine trebuie să facă treaba asta? Directul. Că de asta trebuie să supărăm foarte tare pe domnul. Păi aia vă spună că prelungim agonia, nu facem nimic. N-am fie altă soluție. Ce facem, domne, cu societatea asta? Da. Nimic, niciodată. A venit cineva pe acolo, un îngeraș, după la Constanța, așa ne-a prezentat ce ne-a prezentat aceea, a zburat îngerașul și a rămas tot pe mâna lui Sepsia. Dumneavoastră rămâne să găsiți cadrul legal prin care veți primi salariul. De când ați terminat mandatul și până astăzi, că mi-a răspuns la ultima ședință că vă bazați pe hotărârea în alte curți de casație și justiție. Situația este încordată la Aquaterm, spun membrii adunării generale, consilier local totodată, mai ales că Gabriel Nastea nu a primit salariu pentru luna iulie, după ce mandatul încredințat de AGA a expirat. Miercuri, consilierii locali au decis ca Gabriel Nastea să rămână administrator al societății în următoarele 3 luni de zile, până ce va fi instalat noul consiliu de administrație. Societatea Aquaterm nu are licență pentru activitatea pe care o desfășoară la Curtea de Argeș și în câteva comune învecinate de peste 3 ani. Abia săptămâna trecută a fost depusă documentația necesară obținerii licenței, iar faptul că administratorului i-a expirat mandatul poate să creeze probleme la obținerea ei. Aquaterm S.A. a fost înființată în 1998 și are ca principal obiect de activitate captarea, tratarea și distribuția apei, colectarea și epurarea apelor uzate, având ca acționar unic Consiliul Local al municipiului Curtea de Argeș.